Și eu aș fi făcut așa. Ia uite-l! Dacă vrei să cumperi cele mai tare articole vestimentare, intră chiar acum pe Foodshop și folosește codul BERCEA pentru 10% reducere. Băieți, bine v-am găsit la un nou car vlog. După cum vedeți, i-am furat a șaptele lecturicului. L-avem aici pe sălbaticul Sebi, care ne este, cum ar veni, complice. El a luat. Bă, da, știți care este culmea, culmilor. I-am luat mașina și mergem la așa urma și fără el. Adică o să mergem doar noi doi. Și filmăm și cu camera. Și filmăm și cu camera lui și din mașina lui. Mamă, presiunea. Îi se lasă luată. Da, nu e asta problemă. Băieți, după cum vedeți, avem... Bă, da. Este noul la 7 al lecturicului, care, să fiu sincer, bă, îmi place. Dar o să vorbim mai multe în acest vlog, așa că nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem foarte multe like-uri și de asemenea, mamă, centura, bă, a mea. Bă, la mine, stai. A, păi la tine, păi bagă tu holderul ăla, unde? Păi, da, unde e? Stai, prietenul meu. Ia vezi, că până în Tokyo pe aici. Trebuie să întoarci. Ia uite. Cum bipă e din cauza ta, boule. Lasă, prietene, că îmi pun eu centura. Pune-ți-o. Sacrifică-te. Bă, să știi, n-are ce? Ha? N-are ce? Bă, are, dar dacă îl pornim, se face gălăgie rău. Dacă îl pornim, murim. Păi nu, dar știi care e bereaua? Că dacă îl pornești, da, adică știu geamul, că se face curent, se face gălăgie. Ăsta este riscul când faci car vlog, băieți. Da, eu zic că foarte mai mult. Bine, adică genii nu mai văd nimic dacă ți-e. Da? Acum? Cum e? E mai bine? Nu, nu mai văd nimic, dar măcar nu mai văd nimic din cauza soarelui. Păi o să ne întoarcem acum, oricum. Băieți, apăsați chiar acum butonul de like să strângem foarte multe like-uri, să strângem peste câte like-uri, mă? Hai să strângem 15.000 de like-uri, pentru că riscăm o bătaie sănătoasă. I-am furat mașinița lecturicului. Bă, da, tu îți dai seama când el vede că nu mai e mașina și că trebuie să meargă cu Ford-ul. Uale, lasă-l, mă, ce? Nu, Ford s-a născut. Bă, da. Asta 30 de secunde. Bă, da, știi ce observ? Parcă e mai finuță așa asta, știi? Bă, da, tu mă crezi că el de când o are pe asta, eu am mers doar o singură dată cu ea? Bă, mă crezi că și eu la fel? Când am fost, ăla du fleșuri. Aoleu, presa. Presa. Cred că e presa pe undeva. Gata, șefule, mulțumim. Scoate și tu asta. Pune-o acolo. Ia, uite, care ar fi cu lumea asta? Știi, să ne oprească poliția. Bă, nu, că nu oprește asta. Camera, n-a spus să filmeze. Nu-ți dai seama, care-i problemă? Salut, tati, salut. Da, bă, băieți, ăsta este noul la 7. După cum vedeți, are același volan, pentru că electricul l-a oprit. Băi, sincer, chiar e un lucru foarte bun, pentru că și eu l-aș fi oprit. Ăsta e mult mai frumos. I-a salvat bara de pe față, care este frumoasă, ăsta pachetul de RS. Și eu aș fi făcut așa. Ia uite-l! Ford, bă, fraier, Ford, ia uite-l! Ah, moare, cred că moare. Îți dai seama, cu a șaptele și-l merge cu Ford-ul. Mamă, moare. Îți dai seama? Ce moșină? Păi să știi, bă. Ce vrei, bă? Asta e. Ce vrei, bă? Unii are, alții are, dacă am văzut carte. Bă, am văzut. Da, se vede bine? Încă se vede bine. Ce, bă, ceva de grafele nemaipomenit. Să-ți dai seama. Zici că parcă aș fi numai vești, nebun? Atât de calitate. Da? Da. Înseamnă că e cam la sol. Se vede cum fac eu thumbnail-uri. Bă, așa urât? Da. Adică se vede drept, mă? Asta te întreb. Drept? Bă, da, mă, e drept, mă. E drept, adică se vede frumos, se vede tot pe aici. Da, dar durește flash-uri, dar de ce ne duc la flash-uri? E, stau ăștia acolo pe stânga, fii atent. Da. Da. Ăștia stau de obicei aici. A, adică... și dacă se vede aia de la motorină, să știți că nu e valabilă, o mai apucă, uneori arată că n-are motorină, e de la plutitorul ăla și șmecherea este... Ma. Scuze. Ma. Uneori arată bine, uneori nu. Ia tașca că ne sună. Yeah. Ia răspunde. Alo? Băi! Ia fiind aici. Mamă, grasule! Mă ia cu fricile, bă! Grasul ușor, grasule! Mă, ce să... Bă, dar fii atent, okay, da. Că diferența față de a mea este că a mea, deși e clasa de lux, asta nu prea o simți așa, da. Pentru că e 4x4 și nu simți, știi, când... Da. Adică mamă, nu stă să... așa, bum, știi? Gata, băieți, suntem din nou aici, în a 7. Salut, prieteni, salut. Unde, mă? Gata. Hai să mergem, sălbaticule, pentru că am stat o oră aici să conectăm un căcat de ăsta. Na. Ce s-a ultimit? Ăla din față. Ce are, mă, ăsta e așa? Băi, e ceva pe aici?
Nu cred. Bă, dar cum se aude când pui frână cu asta, bă? Nu e cu ea? E o pui brus, nu? Da, e ciudată frâna asta, ea, nu știu da, de ce, e ciudată. Aoleu, iarăși centura, puneți-o. Băi, de-am suportat eu mașinile cu căcaturile astea. Adică înțeleg că e pentru siguranța mea, dar totuși, dacă eu nu vreau... Păi n-ar trebui să nu vrei, ai ideea. Bă, dar în alte state nu e obligatorie treaba asta, așa, deci? Dau așa frumos. Cum dau? Dau pe meniu. Nu. Pe... Ce dorești să ascult, grasule? Pe cart. Așa îmi place mie să se vadă, știi? A... Asta cu navigația pe... Se vadă mașina. Bă, ideea este în felul următor. Deci, cum repetam, i-am luat mașina grasului, acum mergem să mâncăm o șaormică și o să avem așa câteva discuții legate de mașină. Bă, sincer, cum spuneam și cum am spus-o și toată lumea și toți cei care mă cunosc știu că pentru mine A7-le e cel mai frumos Audi. A7-le și A8-ul. Restul, parcă... No, deci restul de la 7 în jos, nici a 6-le, nu-mi place, nu știu. Dar asta, a 7-le și a 8-ul mereu au fost mașini frumoase. Nici a 5-ul, nici a 4-ul, nici a 3-ul, nici poate să fie ce-o fi, nu. Nu-i place cu grasul, dacă nu-i place, ce vreți? Nici Q-urile nu-mi plac. Deci la Audi doar a 7-le și a 8-ul. Bine, dacă mai pune să aleg, e roșu. Deci dacă mai pune să aleg, aș lua a 8-ul. Na, m-am obișnuit cu senzația de barcă. Bă, și asta e barcă. Așa, știi, băi, că e mare. Și oricum e măricică, să știi, adică da. N-ai prea zice, are forma care nu-i... Bă, da, ea e foarte mare ca mașină. E măricică, da. Și e foarte lată, de fapt. Da, lată. E foarte lată. Băi, ce-mi place să ridice eleronul. Mulți au spus în comentarii, spuneau lui Grasu, bă, să nu-l ridici, mă, că e de cocalare. Bă, lasă-mă în pace, păi și oamenii aia de aia l-au pus acolo. Cum adică e de cocalare, mă, ăsta? Chiar nu e de cocalare eleronul ăsta. Că, vezi, domne... E un eleron micuț, e finuț, e finuț. Păi nu, păi vezi, domne, că tu, dacă îl ridici când nu e nevoie, că se ridică ea mașina când are ea nevoie. Bă, bă, lasă-mă în pace. Lasă-mă, bă, că nu e de viteză. Păi de-aia au pus aici, butonul ăsta aici, să mi-l ridic eu când vreau eu. Exact. Că, de aspect, adică că până la urma urmei, pentru asta plătesc a 7-le, pentru eleronul ăsta, sincer, da, și pentru că e mai lată, că mare parte, bă, dacă ești zis, e un A6, sau, știi, doar că... E mai diferit, dar oricum... Da, dar ca și carosie și ăștia și de-aia o plătești, frate. E, chiar îmi place. Pentru chestia ăștia în plus. Chiar... Ia vezi cum se vede, se vede bine în continuare, prietene. Da, prietenul, stai cu mine, știi, de acolo, se vede mult. Ia fete, fete, dacă de-aia mă acum în el mâncați așa. Ce faci, Grasul? De asta e, făcea asta, mașina. După ce ai așteptat o grămadă după ea. Tu îți dai seama? Cred că te omora. Da, deși nu era vina mea. Bă, ce zicea? Dacă era eu acolo, ia, arată-mi filmarea să vezi că da. Puteai să-l ratezi. Puteai să-l ferești. Bă, Grasul, în unele cazuri, cred că le poți feri cum ar veni, știi? Doar că... Bă, de multe ori pot să zic că, exact, nu neapărat că e vina amândurora, că vina e amândurora. Doar că tu uneori nu te gândi că le așa de dobitoc încât să facă manevra aia, cum mi s-a întâmplat mie, exact. la faza cu accidentul. Eu aș fi putut să-l ferez pe ăla. Dar nu cine se gândea că ăla o să se zinească în fața mea, că o să treacă, știi? Eu nu m-am gândit la treaba asta. Să așa spuneți ventilație. Hai mă, hai, duceți-vă. Păi bă, de aia nu ți-era ție atât de cald, bă. Bă, ce ai, că mi-e moarte de cald. Da, totuși, stai așa, că aici trebuie să luăm mai acadea. Adevărul e că oricum mulți proști te bagă, iau-te, îl vezi? Îl da, vezi? Uite-te la el. El nu știe că de fapt asta e banda mea și că... Păi da, nu știu dacă știe că fă că merge pe ambele oricum, adică nu prea cred că îl interesează. Da. Se poate și asta, să știi. Se poate și asta. Mă, ne lua asta copilul, bă, grasule, bă. Bă, nu are rost să... Bă, știi care e treaba? Mi-e permis, pardon. Știi că nu-s teribilism? Mie nu-mi plac gesturile astea de viteză prin oraș și... Bine, mă mai apucă și pe mine, dar... Ai o stete, îi dai o talpă, te dai așa scurt. Exact. Dar uite, la asta... Bă, îmi căzut la telefonul, știi? Îi dai așa o talpă scurtă, la obiect. Vezi să nu oprești filmarea din greșeală, bă, că mie mi s-a întâmplat. 5 minute, 46 și încă curge. Încă curge, curge. Nebunie, bă, știi ce-mi place la mașina asta? Că să știi că consumă destul de puțin. Bine, am făcut o cacofonie, dar consumă puțin. Pentru 3004, 245 de cai, bă, mai mult de 11 pe oraș nu consumă. Ceea ce mi se pare mai mult decât un consum decent. Beca 10, mă. Aia zic. Și despre ce bă, știi care e treaba? Înțeleg că mulți spun că e impozitul. Pe ei înțeleg, pe cei care să zice că nu și-ar permite să plătească impozitul. Dar mai sunt unii oameni care zic: lasă, domne, că și banii pe care îi bag, că mai bine cu 2 litri. Mă, cum poți să spui treaba asta? Un motor, cu cât e mai mare, cu atât este mai fiabil. Asta o știe, băi, oricine. Bă, e o chestie știută. Da, asta, da, într-adevăr, este...
intră mai mult ulei și posibil să fie alt filtru de aer, poate alt filtru de ulei, nu știu, mă gândesc, asta nu știu sigur, dar știu că intră mai mult ulei automat, da? Dar în rest, frate, mașina e aceea și crede-mă, o mașină cu un motor mai mare este mult, dar mult mai fiabilă. Pentru că, ia gândiți-vă și voi, să o luăm logic. Care este, una este când ai un cal la o căruță și una este când ai doi cai. Poți, și nu este vorba că poți căra mai mult, dar când cari, de exemplu, o tonă, păi ia cară tu o tonă cu un cal și cară o tonă cu doi cai. Normal că noi mai obosești deși pe cai aia. Exact. Mult, nu sunt la fel de obosiți. Bă, băi, și nu știu, deci crede-mă. Visești de chestia asta, da. Că unii nu-și permit. Bă, frate, când îți iei o mașină de 30-40 de mii, nu spune că nu-ți permiți un căcat de motor de 3.000. Bă, asta am văzut-o și eu. Adică sunt oameni care dau 50-60 de mii pe o mașină și zic, da, vei, da, impozitul, da, consumul, băi, băi, când au treaba asta, chiar am văzut o postare zilele trecute, să zicea cineva, ai 50 de mii și îți cumperi nu știu ce mașină, ai 50 de mii, eu de la mașinistul, cred, și zicea, ai 50 de mii și încă te uiți la impozit și la consum. Păi, bă, frate, deci eu când am să dau 50 de mii de euro pe o mașină, înseamnă că mai am alt minim 250 de mii de euro puși deoparte. Păi, da. Pe care îi folosesc pentru investiții și mi-am luat 50 de mii, mi-am rupt de la gură 50 de mii, vorba vine, mi-am luat o mașină și frate, hai să, nu zic să-mi iau un 5.000 benzină, dar măcar zic un S-Class din 2014-2015 de, cu motor de 3 litri, care zic că e mai mult decât e minimul aia, mi-e pare mai mult decât ok, pentru că frate, dacă produc banii, înseamnă că sunt și un om, cum se zice, pe care îl duce capul mai mult. Și înseamnă că trebuie să mă și respect. Pentru că până la urma urmei, frate, nu trăim doar să muncim și să punem bani pe bani. Nu, frate. Îți mai faci tu o poftă. Normal, dar și crede-mă, și sunt oameni pe care nu interesează mașinile. Îți spun eu, oricine, cât de habarnist ar fi el, tot o să-i placă un Mercedes. Bă, și o să-și dorească cândva în viață un Mercedes, da, un S-Class. Adică uite, bă, uite, pentru mine un S-Class mi se pare cea mai mișto limuzină. Eu am seria 7. Bine, și chiar dacă ar fi să-mi iau acum următoarea mașină și chiar dacă o să fie și dreapta liber. Da, și aici liber. Eu o să-mi cumpăr sincer m-aș duce spre Mercedes, nu știu, nu știu de ce. Adică uite, cu F01 următorul seria 7 după a mea, am tot mers. Băi, și sincer zic, nu mi-a plăcut. Deci mi se pare că se conduce ca și condus, nu vorbesc aspect, tehnologie și așa mai departe, pentru că nu compari, dar vorbind despre ea ca mașină și cum se simte, mi s-a părut că seria 7-le meu față de un F01 s-a simțit mult mai mașină, frate. Mi s-a părut mult mai mișto. Așa că, da. Băieți, am ajuns și noi la șaurmerie. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe car vloguri. Nu uitați să bușiți, da, v-am zis, de like-uri, dar nu uitați și de mărciul primul în descriere și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa. Pa, pa. Oprește.